crash în piață, panică de proporții, oamenii nu știu ce se întâmplă. Și o să discutăm în materialul de astăzi despre ce se întâmplă. Vai, Robert, ai spus că vine un mini altcoin season, dar se pare că nu a venit, a venit doar un crash. Serios, un crash până în 69.000, 169.000 acolo. În sfârșit, ușor sub 69.000, ce contează? Am avut un nuke în piață și ai acumulat? Nu, ești berbec. Mulțumesc. Ce să-ți fac? De ce vă speriați, dragii mei, de lucruri de natura aceasta? Narativa arată foarte, foarte bine, per total. Nu știi unde ai aterizat și cine te biciui aici. Te biciui pentru că sunt o grămadă de oportunități. Și pe măsura oportunităților sunt și o grămadă de papagali, care nu știu cu ce să mănâncă lumea asta, nu înțeleg cu ce să mănâncă lumea asta și continuă să duruie. Dar uite ce crash am avut și tu ai zis că vine un mini altcoin season. Ce crash am avut? Suntem la valorile all-time high-ului precedent din bull market-ul trecut? Vi se pare, dragii mei, lucrul acesta ineficient? Despre ce vorbim? Încă sunt atât de multe oportunități. Da, Bitcoin părea că consolidează peste 70.000. A mers ori sub. Cred că o să revendicăm din nou zona aia și cred că luna aceasta, este părerea mea, nu sunt sfaturi financiare, o să vedem din nou un all-time high. Dacă nu știți unde este rizat, cu dumneavoastră este Robert Greco cu cele mai importante update-uri din zona cripto. O să discutăm despre niște evenimente și macro și ce se întâmplă prin această piață. Dacă nu ești abonat, te invit să te abonezi, să dai un subscribe, să apeși butonul de like. Apreciez când văd că sunteți aici parte din tot ceea ce fac și mă bucură teribil să văd că îmi apreciați munca și materialele. Una peste alta, este important să mergeți chiar acum în comentarii și păstrăm tradiția. Cei care sunteți din Timiș, o rachetă, dar păstrați racheta aia să văd cum pleacă, ca și piața sau ca și Porsche-ul meu. Ăsta pleacă mai tare ca și piața și pleacă când vreau eu. Da? Aici e după pedală. Lăsând gluma la o parte, dacă nu sunteți din Timiș, două rachete, dacă sunteți de prin alte părți și nu mă cunoașteți, eu sunt ăla care freză așa linsă de vacă pe spate, în timpul liber îmi place să merg la bunici, să-i ajut la fân și asta e. Nu, puneți acolo un steag, Irlanda, Polonia, Slovacia, Slovenia, Elveția, UK-ul, da? Hai să văd cine e de prin Londra, un up. Da, aici, un steag, Italia și ce mai vreți voi. Lăsați acolo un comentariu, încerc să mă uit peste ce scrieți și mă uit și peste hateri. Mă rog, hai să discutăm puțin despre o perspectivă pe Axie Infinity, AXS, pe care eu am văzut-o și o socotesc ca fiind cel puțin interesantă. Se pare că Axie are o configurare pe termen mediu, dacă ne uităm pe weekly, foarte, foarte faină, 623 de zile de acumulare, acum completând un inverse head and shoulders pattern. Da? Arată grozav de acumulat aici din punctul meu de vedere, dar nu sunt sfaturi investiționale. Cred că prima țintă poate să fie prin 20 de dolari, a doua țintă poate să fie prin 31 și a treia țintă, din nou, pe termen mediu, atenție, undeva prin range-ul a 38, chiar 40. Mergând mai departe, Robert Kiyosaki prezice că Bitcoin va ajunge la 350.000 de dolari și voi vă potigniți la prețul acesta. Ok, nu punem 350.000 de dolari. Hai să punem 120.000. Este un target realist. Ăsta au zis că până în 25 august 2024, adică mai puțin, vom ajunge prin 350.000. Deci moșul are predicții top, ca și cărțile lui. Bă, sincer, cartea lui Tată Bogat, Tată Sărac chiar m-a ajutat. Chiar m-a ajutat destul de mult. De ce? Pentru că ce mi-a rămas cel mai mult din carte? Când vezi ceva ce-ți place, am citit-o cred că pe la 19 ani, să nu spui nu-ți permiți. Ce aș putea să fac să îmi permit? Și dai drumul la alternative, la soluții, în creierul tău începi să cauți tot felul de alternative ca să ajungi să îți îndeplinești visul. Potrivit CryptoQuant, da? Mari investitori investesc aproximativ 1 miliard de dolari în Bitcoin în fiecare zi. Raportul ăsta, din ce citeam și de dimineață, sugerează că noile wallet-uri ale balenelor acumulează Bitcoin foarte rapid, da? Fast, ceea ce ar putea indica intrarea pe piață a investitorilor instituționali. Bine, ori intrat de prin ianuarie, odată cu aprobarea ETF Bitcoin. Și Google Play-ul acceptă acum achiziționarea de Bitcoin și alte criptovalute. Așa că utilizatorii Google Pay, da, pot cumpăra Bitcoin în punctul ăsta și alte criptomonede prin intermediul platformelor BitPay, Xcoins și chiar crypto.com.
fiind printre platformele care sunt recomandate de ei și sunt cumva verificate de ei. Totodată, Standard Chartered prezice că Bitcoin va ajunge la $100,000 înainte de alegerile prezidențiale din SUA. Acum Robert Kiyosaki e mult mai optimist și decât ăștia. Și ce am mai citit de dimineață, ochii pe Bitstamp, da? Pe Bitstamp Exchange. De ce? Robinhood o să cumpere acest exchange. Un alt lucru important, Banca Centrală Europeană a început cutting rates, adică să reducă dobânzile cu 0,25%. Cred că o să urmeze Fed-ul, Rezerva Federală. Pivotarea asta o să înceapă probabil prin septembrie. Și ce mi se pare interesant e că Mastercard-ul a reluat serviciile de plată cripto pe Binance. Au intrat din nou în joc, în pâine. De ce? Pentru că interes. Și unde interes, vin banii. De fapt, banii creează sau strânesc interes. Inclusiv depozitele, după ce le-am avut dezactivate în august 2023. Deci cardul Visa cu marca Binance este de asemenea operațional pe exchange, din ce am citit. Ceea ce mi se pare wow. Nu știu dacă nu trebuie să ne comandăm altul, dar cred că e fain că suntem din nou in the game, da? Sandbox-ul. Că am vorbit de X Infinity și Sandbox-ul. Sunt două proiecte pe partea de gaming care s-au mișcat foarte bine în bull-ul trecut, au făcut senzație și acum am observat că Sandbox-ul strânge circa $20 million în datorii convertibile la o evaluare de $1 miliard pentru un metavers. Pentru a crea un metavers în jurul ecosistemului Sandbox. Și Franklin Templeton, un manager de active în valoare de $1 trillion, v-am mai spus eu aici pe canal de Franklin Templeton, se pare că explorează un nou fond pentru a investi în alte tokenuri decât Bitcoin și Ether. Asta ce înseamnă? Că ușor, ușor, instituționalii creează, mai puțin, să nu scape telefonul ăsta, creează prilej pentru ce? Pentru a intra cu alte ETF-uri în piață, nu doar cu Bitcoin și Ether. Da? Și tot narativele spun că Bitcoin va ajunge la $150,000 dacă Donald Trump va câștiga alegerile. Deci până la alegeri le vom avea 100,000. Vom avea Bitcoinul la 100,000. După alegeri, dacă Donald Trump câștigă, ci că o să vedem la 150,000. Și Kiyosaki zice că până în august să vedem pe la 350,000. Declarația asta că după alegerile lui Trump o să sărim cu Bitcoin la 150,000, o făcut-o Standard Chartered Bank. Da? Și ce? Ca să vedeți cât de important este instituțional în piață, cei de la BlackRock și Fidelity dețin în prezent 471,000 de Bitcoin, în valoare totală de $33.5 miliarde. Din nou, pentru ETF-urile lor Bitcoin. Da? Dețin, ăștia doi dețin cu aproximativ 250,000, 256,000, 260,000, ceva de genul, mai mult decât gigantul MicroStrategy. Se pare grozav. Gândiți-vă, în viitor Bitcoin probabil o să depășească și companii precum Nvidia și așa mai departe, care au o valoare de piață în punctul ăsta mare. Recent ne-am dus, cred că, la un nou all-time high pe Nvidia, dacă nu mă înșel. Da? Lăsați în comentarii. Urmăriți și companiile de pe bursă. Dragii mei, astea au fost update-urile de azi. Vă las cu bine, mă înclin cu drag. Robert.